Săgeata Năvodă și-a prezentat formula de conducere pentru returul campionatului. Noutățile sunt multe și vizează atât banca tehnică, dar și conducerea administrativă și sponsorii echipei. Revenit la Năvodare, antrenorul Constantin Gache își propune să construiască o formație competitivă. La obiectiv, eu am conducerea care trebuie să spună vis-a-vis de obiectiv, pentru că știți că toate converg. Adică la un obiectiv înseamnă condiții deosebite. Noi suntem la început de drum acum împreună. Ne dorim să avem rezultate, de ce nu ne dorim și o promovare, dar nu aș putea să o spun așa răspicat. Nu că n-aș dori-o. Prezent pentru prima dată în calitate de președinte al săgeții, Florentin Manolache crede în proiectul care se derulează la Năvodari. M-au convins că acest proiect are suficientă susținere financiară pentru a se realiza ceva realmente serios, cu scopul promovării în Liga 1, chiar dacă nu neapărat în acest sezon. Principalul finanțator, Nicu Babu, se așteaptă ca programul elaborat să prindă viață cât mai repede. Sper ca ce ne-am propus să realizăm să fie de bun augur și să sperăm că va fi bine. În punctul meu de vedere, am sprijinul, sunt alături de echipă, alături de conducere, sper că nu o să-i dezamăgesc. Starea de spirit printre conducătorii clubului a fost rezumată de managerul Mihai Guliu. Foarte bucuros pentru că a venit domnul Gache, antrenor, și domnul Florina Manolache și am discutat foarte mult cu dânsii ca să vină aici și până la urmă i-am convins. Deci sunt mulțumit că au venit, vor face parte și din Consiliul de Administrație câțiva dintre prietenii noștri. Sâmbătă, săgeata Năvodari va juca în Bulgaria, la Cavarna, cu divizionara secundă din țara vecină, Zvetkavitsa Târgoviște, în primul meci din 2013.